Biblia este o carte nu doar pentru atunci, ci este o carte și pentru astăzi. Ceea ce a vorbit Dumnezeu de-a lungul timpului, adică teologia Logosului Dumnezeu, a ajuns până la noi în formă scrisă, Biblia. Iar tot ceea ce noi am studiat și scris de-a lungul istoriei despre Dumnezeu și despre ceea ce a vorbit Dumnezeu, se numește teologia, știința despre Dumnezeu. Sunt Daniel Fodorean și te invit începând cu 15 ianuarie la emisiunea Teologia în Actualitate, o emisiune în care vorbim despre adevărurile eterne pentru vremurile de astăzi.